Principalul opozant al premierului ungar Viktor Orban crește rapid în sondajele de opinie. Popularitatea lui Péter Maghiar, fostul aliat al lui Viktor Orban, a crescut de când l-a acuzat pe premierul în funcție de corupție generalizată în instituțiile maghiare. Péter Maghiar, în vârstă de 43 de ani de profesie avocat, cu experiență profesională în mass media, a devenit în ultimele câteva luni principala amenințare la adresa premierului maghiar Viktor Orban. Potrivit celui mai recent sondaj, partidul TISA, condus de Péter Maghiar, ar putea obține până la 25% din voturile exprimate în Ungaria la alegerile pentru Parlamentul European. Procentajul este cu 11% mai mare decât la sondajul de dinainte. Chiar și așa, formațiunea condusă de Péter Maghiar s-ar clasa pe locul al doilea după partidul Fidesz, cotat cu 45%. De când a reînviat partidul TISA, în luna februarie, Péter Maghiar a atras mulțimi tot mai mari de susținători la mitingurile în care acuză guvernul condus de Viktor Orban de corupție și de conducerea unei adevărate mașini de propagandă. Guvernul neagă acuzațiile de corupție, însă Maghiar a exploatat frustrările alegătorilor față de Orban, care și-a înstrăinat totodată mulți dintre aliații din Uniunea Europeană prin atitudinea pro-rusă și prin mișcările despre care aceștia spun că înăbușă procesele democratice. TISA, în traducere Respect și Libertate, a fost un partid inactiv până când Péter Maghiar l-a relansat, iar potrivit sondajelor de opinie, a devenit cel mai mare grup de opoziție. Popularitatea lui Péter Maghiar a crescut rapid de când l-a acuzat pe Viktor Orban de corupție generalizată într-un interviu, înregistrând peste 1 milion de vizualizări în câteva zile într-o țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori. Péter Maghiar a mai lucrat și pentru Ministerul de Externe, iar mai apoi pentru biroul premierului Viktor Orban de la Bruxelles, înainte de a se alătura unei bănci de stat și de a conduce o agenție de împrumuturi pentru studenți. În cele din urmă, a fost dezamăgit de partidul Fidesz.